Se pare că neatenția la volan produce accidente în Lanț, îndrobeta Turnu Severin. În această după-amiază, două autoturisme s-au ciocnit, iar în urma impactului, trei persoane au necesitat îngrijiri medicale. În această după-amiază, un accident rutier a fost produs pe strada Smârdan la intersecție cu Dr. Saidac. Accidentul s-a soldat cu trei victime, două dintre ele fiind transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit în municipiu pe strada Smârdan la un accident rutier. A ajuns la fața locului, am constatat accident rutier produs între două autoturisme, trei persoane implicate, dintre care una a refuzat transportul la UPU, celelalte două au fost transportate la UPU de către Serviciul Județean de Ambulanță și Ambulanța Zmurd. Am intervenit cu o autospecială de lucru cu apă și spumă și o ambulanță Zmurd. La fața locului s-au deplasat de urgență un echipaj de pompieri, un echipaj Zmurd, dar și un echipaj de poliție. Pe strada Smârdan, la intersecție cu strada Dr. Saidac, s-a produs un accident de circulație în care au fost implicate două autoturisme. În urma accidentului de circulație a rezultat vătămarea corporală a două persoane. În continuare, efectuăm cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație. În urma impactului violent, una din cele trei victime a făcut atac de panică.